Bună ziua și bine v-am găsit la știrile Școlii de Televiziune Tudor Vornicu. Fostul premier Adrian Năstase își va petrece următorii 4 ani și jumătate în pușcărie. Adrian Năstase a primit un spor de pedeapsă de 6 luni și a fost condamnat definitiv la 4 ani și jumătate pentru corupție în dosarele Trofeul Calității și Zambaccian. Fostul premier poate fi însă eliberat condiționat pentru că are 64 de ani, a scris 2 lucrări științifice și a ținut cursuri pentru deținuți. 3 morți în SUA după ce mașina de teren în care se aflau a fost lovită de un tren care circula cu 200 de km la oră. 3 persoane au murit în statul american Massachusetts după ce autoturismul de teren în care se aflau a fost izbit de un tren. Din primele informații, se pare că mașina traversa calea ferată când a fost izbită de garnitura care se deplasa cu 200 de km pe oră. În momentul impactului, 2 dintre pasagerii aflați în autoturism, un bărbat și o femeie, au fost aruncați pur și simplu din vehicul. PMP face plângere la DNA împotriva lui Tăriceanu pentru bilețelul roz din 2007. Partidul Mișcarea Populară a depus marți o plângere penală la DNA împotriva lui Călin Popescu Tăriceanu pentru trafic de influență în favoarea omului de afaceri Dinu Patriciu în episodul bilețelul roz din 2007. Președintele PMP, Elena Udrea, a anunțat marți pe Facebook că Partidul Mișcarea Populară a decis să depună plângere penală la DNA împotriva lui Călin Popescu Tăriceanu pentru trafic de influență în favoarea omului de afaceri Dinu Patriciu, pentru că acesta îi cerea, pe când era prim-ministru, printr-un bilețel președintelui Băsescu, să intervină la parchet în favoarea prietenului său. Sibiul rămâne fără echipă de fotbal. Anul trecut se bătea cu Steaua și Dinamo, acum s-a ales praful de voința Sibiu. Echipa a cerut la federație să fie retrasă din Liga a doua. Nu mai are bani. E al 3-lea oraș mare al României care rămâne fără fotbal după Craiova și Timișoara. Ninsoare ca întoiul iernii pe platoul Bucegilor. Turiștii cer vin fier și ceai în loc de bere și suc. În mijlocul verii, iarna a revenit cu ciudă la munte. Pe platoul Bucegilor, la peste 2000 de metri altitudine, tabloul te duce cu gândul la Imaculatul Decembrie. Sâmbătă pe la prânz s-au înregistrat temperaturi la limita înghețului, iar ploaia s-a transformat în ninsoare. Cei pe care i-a prins vremea rea la babele au fost întorși din drum de acest val de frig. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile. Sunt Oana Căpățână și vă doresc o zi cât mai plăcută. Pe curând! www.școala de televiziune.ro